să ajung. Dar bun, sunt într-o fază de formare, nicio problemă. Dar realmente asta este situația. Relaxarea este starea de a fi care caracterizează normalitatea vieții inimii. Da? Iar meditația care impulsionează un fel de viață oarecum mai subtilă a inimii, da? Spre a recunoaște mai mult din arealul său, da? Ca o explorare, ca o explorare a unui teren nou, evident că este o mică tensiune acolo, necunoscutul. Peștera, explorarea, nu știi, ai lanternă potrivită, nu ai, umeditatea, echipamentul. E ceva nou, este firesc. Dar cu toate acestea, totuși, rămâi relaxat. Rămâi relaxat. De fapt, ai avut două colo de treabă. Ce cauți în peștere? Ce cauți amulele prieteni? Măi, tu ai intrat acolo, două colo. O să ieși, o să zici, data viitoare, o să-mi iau lanternă mai mare. O să-mi iau baterii mai multe. Deci, cumva te refaci interior. Așa este și cu meditația. Bun, am ajuns, simt exaltare, emoții, nu știu ce. Mă opresc, am deschis ochii, bun, să fiu puțin mai pregătit. Dar ce ar fi ca înainte de meditație să fac două, trei posturi care îmi deschid mai mult zona aceasta? O să-ți vină ție în curând ideea. Ce ar fi dacă aș pregăti mai bine intrarea mea în meditație din punct de vedere subtil energetic? Oare m-aș mai confrunta cu chestiunea? Domnule, ce idee mi-ați dat? Bun, și o să faci două, trei posturi ca cele pe care o să le înveți astăzi înainte de a intra în meditație. Da? Și o să vezi că răspunzi altfel la ceea ce urmează să se producă în meditație. Și o să extinde astfel câmpul de conștiință asupra unui corp și asupra unei structuri energetice care este puțin mai pregătită să susțină contactul cu propria ta interioritate. Da? Să zici, și corpul e de partea mea acum, și energia, mă simt mai consolidat, e mai bine, pășesc în meditație mai stabil. E bine ce fac. Una este să intri astfel în meditație și alta este, oare o să apară iarăși fierbințeala aceea, mica aceea durere? Oare mintea o să persiste? Eu știu că fac un lucru bun, dar oare e bun? Oare nu? Cumva mă îmbolnăvesc. Vreau să vă spun că sunt oameni care se îmbolnăvesc. Nu are de frică de un... de o manifestare a energiei într-un plan unde structura încă nu este pregătită. Mulți oameni se pot îmbolnăvi. Când multă energie, chiar și în plan mental, pot să apară unele probleme mentale care nu fac nimic decât să te aducă un surplus de energie mentală incapabil de a fi gestionat. Multă energie aici te poate bloca. Multă energie prin alte zone te poate iarăși paraliza. Dar sunt disconforturi care pot să apară când structura fizică și energetică nu este pregătită. Ori yoga, vă spun, are o etapizare foarte clară. Și atunci, gândește-te așa, m-am aventurat, am făcut un pas, meditația, dhyana, este a șaptea etapă în yoga. Nu cumva am plecat puțin mai sus decât puteam să... Da? Hai să vin puțin mai la jumătatea drumului. Să asigur puțin o cale de mijloc. Da? Hai să revin puțin cu mai mult control asupra corpului, asupra energiei, asupra deprivării senzoriale. Da? Printr-un contact clar, lucid, susținut mai mult ca timp. Da? Și de aproape în aproape să lărgim posibilitățile noastre de menținere acolo, în zona mai rarefiată unde vrem să ajungem. Altfel să știți că acolo la înălțime, bronhiolele, alveolele pulmonare se deteriorează în lipsa aerului. Adică își pot pierde posibilitatea funcțiunilor corecte. Da. Poate să fie multă presiune în sistem, se poate muri din cauza asfixiei, atât când plonjezi la mare adâncime, cât și când o iei foarte în sus. În această cauză se vorbește adesea despre inima ca fiind un instrument
care poate cânta minunat, în toate condițiile. Ea, inima își are cântul său. Dar există necesitatea de a o acorda. Ca să cânte așa cum vrei, tu trebuie să o acordezi. Asta este tot. Acordarea implică pregătire. Și atunci inima ta poate să cânte, să poate simți bine. Nu se mai îmbolnăvește. Inima ta se acordează. Asta este menirea ei, să se acordeze. Vedeți, toate emoțiile sunt filtrate pe aici. Ea încearcă săraca câteva chestii, dar la un moment dat nu mai poate. Și ați văzut aritmii, probleme, disconforturi. Inima este un traducător foarte clar a stării noastre emoționale, psihomentale, sufletești. Atunci, dacă învățăm să o ascultăm, imediat putem să restaurăm starea de echilibru și ordine și armonie în propria noastră ființă.